10 județe, din păcate a trebuit să anulăm tot ce înseamnă județele din sud și aveam în jur de 3.000 de voluntari pe zona respectivă. Și mă bucur că pot să fiu aici. Eu am socrii în Târgu Ocna și am ținut neapărat să facem o plantare în județul Bacău. Și vreau să felicit primăria Moinești, da, pe domnul primar și în special pe Dana, care Dana știu că a tras creu, da, și mulțumim Dana. Vreau să mulțumesc și asociației ACTIV din Moinești, alături de care am început acest proiect frumos și pe care vreau să-l continuăm cu următorii 3-4 ani. Ce vă pot spune despre Plantăm Fapte Bune în România? Suntem din 2011, suntem în jur de 30 de oameni în echipa din București și colaborăm cu aproximativ 15 asociații din țară. Vrem să plantăm, în general plantăm în fiecare an în jur de 10-15 județe. Scopul nostru este acela de a planta, de a planta bine, facem proiecte tehnice, lucrăm cu ingineri silvici, urmărim plantațiile timp de 4-5 ani, deci nu facem evenimentele astea doar ca să facem niște poze frumoase după care să uităm ce se întâmplă aici. Din acest motiv ne alegem foarte atent, cu foarte mare atenție, partenerii locali și încă o dată ACTIV este un partener local de încredere și vrem ca cât mai mulți oameni să planteze și să transmitem acest mesaj mai departe în comunitățile noastre și să
facem ceva pentru mediu. Alături de noi avem și reprezentanți pe protecția muncii, avem și ingineri silvici, avem și reprezentanți din partea Crucii Roșii, pe care o să invit alături de mine să vă spună câteva cuvinte. Vă mulțumim că v-ați luat din timpul vostru și că sunteți astăzi aici voluntari, da? Fără să fiți obligați sau împinși de spate să veniți aici. Și sper să avem o zi frumoasă și să ține vremea cu noi. Vă mulțumesc! Bună ziua! Din partea Crucii Roșii, doamna Olga Tătaru și cu mine, eu din păcate n-am însemne de la mine, o să avem o mașină neagră, nu roșie, da? Care va fi foarte aproape plasată de zona în care se va planta. Vă rog din tot sufletul, dacă s-a întâmplat ceva, da? V-ați rănit, v-ați zgâriat, veniți la noi la mașină. În cazul mai grav, vă vom transporta la spital, dar sperăm totuși să nu se întâmple nimic de genul ăsta. Da? Da. Deci am înțeles că aveți în e-mail-uri numărul meu de telefon, da? În caz de ceva, sunați-mă și vedem ce trebuie făcut. Mulțumesc! Domnul primar, câteva cuvinte. Bună dimineața, bine ați venit în primul rând. Tuturor celor care ați mai fost, bine ați revenit aici într-o locație în care ne-am întâlnit și în anii trecuți. Un exemplu clar că la Moinești se păstrează tradiția. Iată, în spatele nostru e o plantație care în urmă cu 6 ani am efectuat-o tot noi, o parte din cei prezenți astăzi aici. O parte care ați venit astăzi, o să vedeți că mai există o plantație de acest gen de pin care am realizat-o în urmă cu vreo 7 ani. Dar pentru ca să nu lungim vorba, pentru că astăzi am venit la treabă, am să prezint și câțiva invitați. Avem aici pe domnul ministru secretar de stat, președintele Agenției Naționale de Mediu, domnul Gărel Toma. Avem pe domnul director al Direcției Silvice Bacău, director adjunct, domnul Mănăilă, domnul director al Agenției de Mediu de la Bacău, alături de mine primarii de la Dărmănești, Zemeș și alte oficialități. Sper că n-am scăpat prea mult, dar îi cunoașteți cu toții, dacă nu o să-i cunoașteți la treabă, că au venit să și muncească astăzi aici. Dar pentru că avem aici pe cel care reprezintă mediul la nivel național, chiar rog să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc, domnul primar. În primul și în primul rând vreau să vă felicit pentru inițiativă. Din punctul meu de vedere, ca reprezentant al Agenției de Protecție a Mediului la nivel național, pe lângă problemele care le avem cu deșeurile care sunt în toată România, uite că sunt și fapte bune. Asistăm la plantări care ar trebui făcute, din punctul meu de vedere, mai des. Pentru că pădurea se taie, dar din păcate nu prea se mai plantează. Ce să vă mai spun, vă felicit pe toți cei care sunteți aici să facem această acțiune împreună. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul și domnului director de la Direcția Silvică pentru a ne spune câteva cuvinte despre partea tehnică a acestui eveniment, vreau să mulțumesc și eu asociației care e într-o permanentă legătură cu Primăria Moinești și mulțumim, sunt sigur că vom mai realiza acțiuni de acest gen. Asociației Activ de la Moinești, dumneavoastră tuturor celor prezenți, să vă urez astăzi să aveți o zi cu succes, să facem o faptă bună pentru generația de astăzi și mai mult pentru generațiile viitoare. Vă rog, domnul director. Mulțumesc, domnul primar, bine ați venit la această acțiune frumoasă. Ca și antevorbitorii mei, felicit inițiativa Primăriei Moinești. Aș putea să spun că este o tradiție, deci e un proverb care spune cine seamănă un obicei culege o tradiție. Pot să spun că în echipă cu actualul ministru Ilie, domnul primar, de ani de zile, în fiecare primăvară, solicită puieți în sponsorizare și cu acțiuni benefice și frumoase de plantare. Cum a spus și dumnealui, în spate avem un frumos arboret de salcâm. Ce pot să vă spun, apreciez că majoritatea invitaților care vor să participe sunt tineri frumoși. Până la urmă, dumnealor trebuie să transmită acest mesaj și colegilor dumnealor. Din punct de vedere tehnic, avem colegi care o să vă asiste.
și o să vă explice cum se plantează corect ca să aibă și succes și viitor această pădure. Vreau să menționez, nu pot să nu menționez, puieții care se plantează provin din direcția Silvică Bacău cu aprobarea directorului general Ciprian Pahonțu, care a fost încântat pentru această solicitare. Când se plantează, deci practic se decopertează pe o lățime de 60 și o lungime de 80, deci litiera și, sau spațiu verde, se mobilizează solul, se face o groapă 30x30, după care se plantează. Dar avem colegii care o să fie și o să vă asiste tehnic în ceea ce privește acțiunea de plantare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu și spor la treabă, dar nu înainte de... de instruire, uitați cum mai aveți. Bună dimineața, sunt și eu, Adrian Tălucar, vorbesc de la firma Consult Bacău, sunt reprezentantul Asociației Române de Securitate și Sănătate în Muncă. Ca orice activitate, înainte de a începe, trebuie să facem o instruire, să ne păzim, să nu ne accidentăm. Avem o lege 319 pe 2006, Legea Securității și Sănătății în Muncă, și o hotărâre de guvern 1425, tot din 2006, aceste acte normative ne obligă să facem o instruire și voluntarilor înainte de a începe activitatea. Deci, dumneavoastră, o să aveți grijă, o să vă spun eu câteva reguli, însă rugămintea mea este ca acolo unde sunteți la activitate, la plantat, să vă gândiți la dumneavoastră, în primul rând, să nu vă accidentați. Lucrăm cu unelte genistice, avem denivelări și să ne gândim și la colegii noștri, colegii de echipă. La urmă, dumneavoastră o să semnați și niște procese verbale, niște anexe, fișe colective de instruire. Aș vrea să vă amintesc, pentru multe dintre dumneavoastră, niște reguli generale de securitate și sănătate în muncă, sunt lucruri obișnuite. Cei care sunteți angajați ați trecut prin niște instruiri, teste și așa mai departe. Însă avem și colegi printre noi, voluntari, care nu au fost instruiți, poate niciodată cu reguli generale. Însă o să vă spun câteva reguli specifice de care dumneavoastră trebuie să țineți cont. Avem riscul, lucrând cu cazoaua, să ne accidentăm, da? Să ne lovim. Deci fiecare dintre noi să lucreze cu unele genistice acolo la săpat, nu știu eu, vă învârtiți cu uneltele în stânga, în dreapta, în spate, știu că mai strigă vreun coleg, în loc să întoarceți capul, întoarceți lopata sau cazoaua. Deci mare atenție, nu manevrat cu uneltele genistice decât pentru săpat. De asemenea, avem denivelări. Lucrăm în mediu cu gropi, cu denivelări, cu văi. Atenție când vă deplasați, să vă uitați pe unde mergeți, să nu vă împiedicați, să nu ne accidentăm. Da? Trebuie să aveți grijă de noi. De asemenea, poate acolo unde plantăm, să întâlnim conducte, fire, ceva, știu eu, ce poate exista într-o anumită zonă. Nu, dacă întâlniți asemenea lucruri, să vă opriți și vorbiți cu coordonatorii de echipă. Noi am găsit aici un conduct, vedeți cu ce este vorba, nu continuăm cu cazmaua să săpăm, că nu știm ce este acolo, sau nu știți ceva, că există riscul să ne curentăm. Da? De asemenea, mare atenție la disciplină. Cel mai important lucru acolo unde desfășurăm o activitate este să fim disciplinați. Nu ne jucăm, nu, știu eu, nu ne fugărim, fiecare își face treaba, există coordonatori de echipă, luați legătura cu dânsii pentru orice problemă. Și alt aspect, cu fumat. Nu se fumează în pădure, acolo unde lucrează dumneavoastră. Pentru fumat, în pauze, există un loc de fumat amenajat, o să vi se prezinte acel loc, iar dumneavoastră, când e pauza, mergeți la fumat acolo. Deci, încă o dată, rugămintea, disciplină. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Monica? Programul zilei de plantare îl știți. La ora 10 începe plantarea.
plantăm până la 12:30, când avem o pauză de cafea și ceai. Colegele mele de la primăria Moinești se vor asigura că dumneavoastră vă încălziți. De la 12:30 până la 2 se continuă plantarea, iar la ora 2 ne întâlnim toți aici, unde veți beneficia de o masă caldă în funcție de meniul pe care dumneavoastră l-ați ales, de post sau de fruct. Eu zic să începem. Aceea este direcția de mers. Veți merge după coordonatorul dumneavoastră de grup, cel care ține pancarta. Pancarta o să fie înfiptă undeva, avem semn, și acolo aveți bucata, parcela de pământ delimitată pe care o să plantați. Spor la plantat, vă mulțumim încă o dată și ne revedem pe traseu oricând. La revedere! Șuherleții de acolo? Păi da, nu de... Am înfumat aici. Să fac o măsură în două bețe și să le dăm și lucrare. Adu mai multe bețe măsuri. Ia aici.
Băi, dar aici cine o fi cu bani? Nu stă proști ca aici, băi, faceți gaură, băi. Băi, dai. Cristina! Cristina, vă pun la doamna secretară aici. Bravo! Ce este la acum a fost o poză. Ei, bă, cu ușor, acolo. Bă, da, ce m-aș cu dat frus. Nu așa, deci... Bă, vreau să fie un liniac, da? Hai aici, așa, să fie un liniac. Ia trece pământul de la vale. Nu mă întreba, treci. Uite, să vă pun, unul, doi. Aia, bă, nu. Bine s-a dus cu ei, am făcut să le pe gaură. De la vale. Mai dăm de cineva! Mă duc ca duhului doamnului să stăm! Oi, stai, stai, stai! Da, cum dă cu băsul, că ne dă tot cu... Așa dă cu băsul. Iată, rapos. Domn Vandra! Dă-mi capul, ce este alții? Ali, dau-mă, nu-i așa, băi.
Stai. Ultima chestie pe care zis-o, gata, e mult așa. Poate că suntem prea mari.
Fii atent aici!